nu fi dumnealui. Da, ele. Păi un băiat ții, un băiat ții, dar fata ce facem? O tăiem pe jumătate? Pismeu? A crăpat, l-a luat drag. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. În conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap. Nalecu, nalecu, tundeoa și berbecu. Noroc că am fost calm, că altfel mă demolau băieții. Azi am întâlnit o domniș, o tovarășe. Dă-te-i jos, domne, te cheamă tovarăș capitan. Bravo, metru, dai. Un om munci. Da, asta e adevărat, tovarăș capitan. A prins vulpea. Că azi e joi și mie e joia întotdeauna. Totdeauna mi-a mers bine. Dar dumneata ce carieră ai? Eu? Ce faci dumneata? Văd că te plimbi cu cățelul. Cum fac una mai așa? Se duce și mă raportează. Și nu pot să prind sistem. El se exprimă cam greu, tovarășul. Ham. Nu citi mai mult, Haralambie, că te tâmpești. Sărut nușițele. Până dincolo de coate. Nu știu ce i-a spus, nu știu cum l-a instruit, dar e prăpăt. Am mâncat-o pe mămica lupu. Ieși! Ieși! Ce tot cobești ca o cucuveamă, ha? Hau! Nu vreau să adorm până nu-mi stă inima. Dar corona regală nu vrei? N-ar fi exclus, dar să vii și cu cățelul. Carpalete! Ce cauți acolo? Ce nu mi-ai spus, domne, că nu știi să înnoți? Ce știi să faceți? Du-te acasă! Ce știi să faci? Chiar acum s-a primit un mesaj urgent. Suntem de la miliție. Pufi. 2 ani și 4 luni. Furat de la domiciliu. Ce faci, mă? Mă iertați. Și capabil. Cred. Capabil. Adică un om de care te poți... Da. Lipsi. Da. Nu. Mi-e foame. Mănâncă. Ce? Ce s-ai pregătit? Păi n-am pregătit nimic. Atunci mănâncă nimic. Ospătar, 10 miști te rog în sânge. Ce sânge? Că noi plecăm, oprește comanda. I-am explicat așa un caz. Așa. Un caz oarecare și dânsul crede că eu... Atunci când ați trecut granița în propagajul bandiților... Ieși! Poftim? Ieși! Păi cum? Păi ce, mă dați afară? Da, mai bine să vă spun altul că ăsta e cam porcos. Ai uitat câinele încuiat în casă și a lătrat toată ziua. Tu ești un tânăr simplu, amorezat, care vrei să o cunoști, care vrei să o distrezi, care... Înțelegi? Tatuajul plutonier cred că ar bea un coniac. Da, mic. Coniac mic. Păi nu mai rămâne decât să mă baci, să mă calci în picioare! Ia mâna, te rog, de pe schimbătorul de viteze. Aș putea zice că vă cunosc de foarte multă vreme. Bun, și ăștia că mi-au foame de n-am unde dormi la noapte. Ce ziceți, să cercetez împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier, căpșune? Trebuie să anunțăm miliție. Dar dacă noi prindem un flagrant delict, să-mi zici mie... Cum să vă zic? Am vrea să vă punem câteva întrebări la care să răspundeți foarte exact. În creștere de la 60 la 70 cm, cota probabilă 435 cm. Repede, domnișoară, că ne intră iarna în casă, poftim. Munca asta ei mă epuizează. Ceva bani ați luat de la el? Da, ceva. Cât? 100. Ăsta tot ce vede spune. O femeie caută ceartă cu un bărbat numai dacă are spatele acoperit? Adu-mi, te rog, un cuțin mai mic. Nu, las, stai. Mă sacrific cu ăsta. Dar nu spui că nu-ți plac. La vârsta ta și cu mântrișoara mea. Din clipa asta tot ce a fost între noi s-a terminat. Irresponsabilitate, cinism, lașitate. Ce să-ți explic? Nu acolo, aici, pe patul tău. Mă, obraznicule, am asistat la nașterea ta. Da, are așa ceva... Are. Lasă gura, bă, șmecherii. Fumezi? Bete. Hai, cocoș, hai! Asta e și frumoasă și tână. Dânsa a spus că ești un escroc. Cum o să fie bine? Tu nu vezi că s-au cocoșat? Hai să prinzi vulpi, coțofene. Ia să miroși tu ceva să-ți crească inima de bucurie. Hau. Mai înțeles? Da. Mai înțeles? Cum se vede viața prin el? În roz. Se rămâne moier, tot moier.